Da? Da. Ok. Sesiunea de astăzi este sesiunea de executabile. Se cheamă L-File Format și o să facem destul de mult în zona de demo-uri. Stați că eram pe altceva aici. Aici trebuie să fim. Hai să începem cu o întrebare. Ce este un executabil? Puteți să răspundeți și pe chat sau pe voce, cum doriți. Ce este un fișier executabil? E un fișier pe care sistemul de operare îl poate citi, încărca memoria și apoi executa instrucțiuni din el. Ok, foarte bine. A zis Marius, apoi a zis și Dragoș Predi, un fișier care atunci când este rulat începe un proces nou. Foarte bine. Deci avem un fișier, o informație pe care într-adevăr sistemul de operare o încarcă în memorie și apoi o execută, conține instrucțiuni. Acum hai să vă întreb, cu ce diferă un fișier executabil de un fișier cu permisiuni de execuție? De obicei, fișierul executabil are permisiuni de execuție, dar toate fișierele care au permisiuni de execuție sunt executabile. Păi, spre exemplu, și un script are permisiuni de execuție, dar la noi executabil doar o înșiruire de comenzi pentru un interpretor. Ok. Ideea este că, cumva, o chestie comună este că un executabil este interpretat. Sau mai bine spus, conținutul unui executabil este interpretat. Și acum, tipurile de fișiere executabile, care au venit acum, cum ai zis și tu, Marius, unul care este doar un script și unul care este executabil pe bune, depind de cine face interpretarea. Cine face interpretarea unui script cu permisiuni de execuție? Într-adevăr, din acela se creează un proces. La fel cum se creează un proces într-un executabil. Când le rulez, orică este script, orică este executabil, amândouă creează procese. Cine interpretează pe fiecare? Un program care se cheamă interpretor pentru acel limbaj în care ai făcut scriptul. Foarte bine, și la Lorențiu și Teo. Deci un interpretor pe ăla din script, iar fișierul executabil numit și binar, cine interpretează? Sistemul de operare? Foarte bine, sistemul de operare. Că bine, cumva, da, e încărcat memorie și apoi e interpretat de sistemul de operare de procesor. La modul ăsta, e cumva parsat de sistemul de operare, codul ajunge în memorie și apoi este interpretat de procesor, cum ar veni. Deci, cumva, sistemul de operare cu procesorul. Acum, o întrebare, ca să clarificăm cumva chestia asta, fac o afirmație și vreau să-mi spuneți de ce afirmația asta este validă. De ce și în cazul unui script se ajunge eventual ca sistemul de operare și procesorul să interpreteze instrucțiuni? Păi, interpretorul poate să facă apeluri de sistem? Exact. Pentru că, de fapt, sistemul de operare încarcă interpretorul, interpretorul apoi interpretează programul și apoi ăla când și apoi translatează acele instrucțiuni ale sale în cod binar. Din acest motiv, dacă noi, spre exemplu, vom lua un script și îl vom rula, vom vedea că, de fapt, procesul creat din acel script este al interpretorului. Hai să facem un mic demo ca să vedem cum arată chestia asta. O să facem un program foarte simplu în C, care o să facă doar sleep. Deci să facă sleep de, hai să spunem, 1000. Și apoi o să facem și un program în Python cu același lucru, sleep.py. Eu habar n-am, este time.sleep în Python, are cineva idee?
Nu știu pe din afară, dar asta întreb. Dacă știți mai repede, dacă nu îl găsim aici. Sleep function. Da, este cu time. Time.sleep. Ok. Deci import time. Time.sleep de la fel 1000. Bun. 10. Așa. Și amândouă hai să-i dăm permisiuni de execuție. Sleep.py. Și ăsta-l compilăm. Ok? Nimic cam nu era în un std. În fine. Pornesc sleep și dacă apoi mă uit cu să văd procesele sistemului, ăsta este procesul, este sleep. Dacă, de exemplu, dau comanda pmap care, ca să văd harta memoriei procesului și o să dau ceva în genul pdof sleep nu, am greșit. Stai puțin, cred că este cu minus P. În fine, pmap este adresa... Încercă fără minus F la PDOF. Nu, e greșeala mea pentru că vreau să... Da, e bine așa. Ok, mersi. Deci ăsta este slip-ul. Deci ăsta este un proces executabil. Ăsta este codul. Asta e zonă. Vom revin la partea cu codul. Pe când dacă iau dacă pornesc acum un script Python și mă uit acum aici, observ că pornește procesul Python care în spate apelează sleep. Și dacă dau de-aia știu eu că cea cu pdof cu pgrep-f, cred că așa o să meargă. Da. Și ăsta ce vedem noi aici e de fapt harta memoriei procesului Python. Da? Observați Python 3.6. Ăsta este codul executabil al interpretorului invocat pentru a interpreta scriptul. Deci, cumva, la baza bazelor, totul ajunge într-un executabil. Am o întrebare. Când pornesc o mașină virtuală Java, cine interpretează pe cine? Dați-mi toată povestea când pornesc ceva cu Java. Păi, cred că Java interpretează, mă rog, compilează codul în Java și produce Python. Nu vorbim despre compilare, vorbim doar despre execuție aici, despre rulare. Ok, atunci mașina virtuală de Java traduce bytecode-ul în cod binar pentru procesor. Deci mașina virtuală Java, anumită și executabilul Java, este interpretorul de bytecode, da? Și din punctul ăla nu funcționează ca orice alt interpretor? Adică... Exact. Adică și practic sistemul de operare slash procesorul este ăla care execută Java. Dacă, de exemplu, mai complicat cu Java un pic. Dacă dați comanda with Java și dacă dăm comanda file usr bin Java, opa, nu mai știu cum era ăsta, asta cred că este un read link. Ăsta era, nu mai știu cum arăta ca să se ducă până la capăt. Minus L parcă, minus R. Stați puțin. Minus F mic. Da? Deci, până la urmă, executabilul Java, care este ăsta, îi spune și aici este un elf. Ăsta este un executabil. La fel, dacă dau... pe sleep, la fel, este un elf. Dacă dau la fel, usr bin Python era 3.6, e de asemenea un elf. Deci, toate cumva ajung la un executabil. Oricum am face-o, până la final, totul ajunge să fie un executabil. Deci, cumva, povestea este că noi putem să avem fișiere pe permisiuni de execuție care pot să ne faciliteze dezvoltarea, testarea de aplicații, dar, în final, prin diverse faze, toate componentele ajung la un executabil. Ori în mod direct, când eu obțin un executabil, ori în mod indirect, când un interpretor, ori de bytecode, ori de cod sursă,
va interpreta codul pe care îl scriu eu. Inclusiv un script shell este la fel. Scriptul shell este interpretat de shell, care aia este interpretor de comenzi, care la fel și ăla este un binar. Dacă vom da file pe slash bin slash bash și ăsta este un executabil. Ăsta este ELF. ELF înseamnă executable in linking format, este formatul de executabil pe ELF. Și acum, până să trecem cumva parte de internele a executabilului, ce este relevantă pentru noi, am o întrebare. În afară de clasificarea asta în, să spunem, fișiere executabile binare și fișiere de tip script cu permisiuni de execuție, ce altă clasificare ați mai avea pentru executabile? M-ar interesa mai greu pentru executabile binare, deci pentru executabile în sensul pur al cuvântului. Ce clasificări mai aveți? Executabile pot să fie așa sau așa? Sau pot să fie așa sau așa? Dați-mi orice clasificări, nu ce punct de vedere vreți voi. Librării. Aș spune biblioteci, după cum mulți dintre voi știți. Ăla este un tip de... Nu i-aș spune însă executabil. De ce nu aș spune că o bibliotecă este un fișier executabil? E bine cumva ce spui, însă din punctul meu de vedere, o bibliotecă este, hai să spunem, un fișier binar și este o colecție de fișiere obiect. Nu i-aș spune că este un executabil. Adică nu este folosită pentru a fi rulată. După cum la fel, un fișier obiect este un fișier binar, care însă nu este nici ăla executabil. Deci eu întrebam, primul, până să intrăm în bibliotecă și în fișier obiect, întrebam care sunt tipuri posibile de fișiere executabile, binare executabile, din orice punct de vedere vreți voi. Ok, statice și dinamice. Asta este o clasificare. Foarte bine, Teo. Ce înseamnă fișiere executabile statice, hai să spunem, executabile statice și executabile dinamice? Sau linkate, să spunem, dinamică, e foarte bine așa. Deci, cred că mai degrabă este să bine să-i spunem fișiere legate static, fișiere legate dinamic. Cu ce diferă unul de altul? La static tot codul său binar este inexecutabil, pe când la dinamic? Există cod care este comun și fiecare proces își are acolo? Ceva, nu să ne gândim că la procese. Nu este tot codul prezent și acel cod va fi prezent doar când se încarcă programul la load time, când se asumă într-un proces. Și ăla va folosi acele biblioteci dinamice. Deci cumva, exact, cum a zis și Vali, se încarcă la load time. Deci avem poate fișiere executabile linkate static, tot codul este acolo, și linkate dinamic, în care se lasă niște staburi, niște referințe către biblioteci, referințe ce vor fi rezolvate când se va încărca în memorie executabilul pentru a se crea un proces. Vom vorbi mai târziu un pic despre fazele compilării, despre ce înseamnă load time, runtime, link time, dar apoi facem clasificarea asta a lor. Dragoș, predică că vrei să scrii tu ceva. Dacă nu... Adică aveam push-to talk și s-a scris în chat. Nu e problemă. În afară de executabile linkate static și dinamic, ce alte clasificări mai aveți? Alte clasificări ale executabilor. Foarte bine, cineva a zis PI. PI înseamnă Position Independent Executable. Vom vorbi despre asta în continuare. Ce înseamnă un executabil PI? Ăsta are legătură cu faptul, atenție, executabil este PI, înseamnă codul său este PIC, adică codul său este position, scuzați-mă, iertare, codul său este PIC, adică este position independent code, este codul care este prezent în biblioteci. Ce înseamnă că un cod este position independent? Că de acolo derivă după aceea că executabil este PI. Și poate poți să ai cod PIC sau non-PIC. Ok, într-adevăr, se fac jump-urile relativ la EIP. Hai să spunem relativ la PIC, la program counter, la instruction pointer. De ce este relevant că salturile se fac relativ la instruction pointer sau la program counter?
cu ce e asta un lucru bun? Dacă s-ar face absolut, care ar fi problema? Ce, arată altfel procesele? Dacă s-ar face absolut, n-ai putea să le mapezi oriunde în memorie, pentru că ai avea niște adrese hardcodate și dacă alea nu coincid cu alea, le ai... Și de ce vrei să le mapezi, să le pui în memorie la diferite adrese și nu mereu la aceeași adresă? Că asta e, de fapt, ideea. Deci tu, practic, cu codul independent de poziție, poate fi plasat oriunde în memorie și se comportă foarte bine. Și nu e vorba doar de jump-uri, e vorba doar de ce fel de referințe la variabile, la alte zone, sunt relative, poți să le poți oriunde în memorie. De ce e relevant să poți pune bucăți de cod sau de date oriunde în memorie? Motive de securitate, în esență, ca să te protejezi. Odată, pentru securitate, vom vorbi despre randomizare, și chiar fără securitate, pentru... Și mai da. Spune. Asta vreau să zic cu bibliotecile. Păi spune, Marius. Că ai nevoie pentru bibliotecile care sunt șeruite între mai multe procese să poți să pui codul ăla unde ai nevoie în spațiu virtual al fiecărui proces în parte. Exact. Deci tu vei avea practic același cod în același cod de bibliotecă se va regăsi în memoria fiecărui proces, că este partajat, aia înseamnă bibliotecile din se mai cheamă shared object sau de releurile de pe Windows, se vor găsi oriunde în memorie. Și atunci vrei să poată fi oriunde în spate, nu poți să spui că în fiecare proces va fi în același loc. Deci, indiferent de partea de securitate care a zis Teo, care e o chestie foarte importantă, să poți randomiza memoria, în continuare e relevant ca procesele să poată mapa în memoria lor acele biblioteci partajate oriunde își doresc ele, menținând în același timp cumva partea aceea shared. Vom clarifica despre aceste obiecte. Aici facem un fel de trecere în revistă. Dacă rămân că toate chestii un pic neclare, nu e o problemă. Pentru că și în sesiunea de analiză statică, dar în special pe aceea de analiză dinamică, următoarele două sesiuni, vom reveni la aceste informații. Acum facem un fel de trecere în revistă prin ele, dar nu vă îngrijorați, vom reitera peste ele. Din nou, partea aceea de randomizare de ASLR, vom insista peste vreo 3 sau 4 sesiuni. Deci lucrurile acestea le vom clarifica. Nu e o problemă, dar acum stă așa un pic în ceață. Foarte bine. Deci avem PI și non-PI, avem executabile linkate static, executabile linkate dinamic. Mai aveți alte clasificări posibile pentru executabile? Foarte bine, Alex. Strict și non-strict. Ce înseamnă și aceea izvalie este bine? Foarte. Alex, ce înseamnă strict și non-strict pentru executabil? Ok, au fost toate simbolice. Există niște secțiuni, vă vorbesc despre asta în execut, care dispar. Ele nu sunt neapărat necesare, sunt utile nouă ca să investigăm puțin executabil. Nu vom clarifica, vă dau niște exemple pe ăsta, dar dacă acele secțiuni lipsesc, el poate să ruleze. E mai greu de investigat, e un pic mai obscur, dar nu are problemă. Însă mai mult acele secțiuni utile pentru cineva, să spunem, un investigator. Deci, mare parte de executabile care sunt deploy pe sistemele noastre sunt executabile strict. Da? Atenție mare, nu confundați simboluri cu simbol debug. Ăla este altă zonă. Deci există simboluri generice și există simboluri debug. Strip le scoate pe alea generice. Bine, și pe alea debug, dacă este cazul. Ele sunt de două tipuri. Dacă, de exemplu, ne uităm la fișierul acesta hello pe care l-am făcut eu, spune aici not strict. Pe când dacă mă la acest fișier din bin bash, ăsta este strict. Cum mă popinde de chestia asta? Dacă dau un literal utilitar pe cum nm, care îmi spune ceva în genul name, îmi spune simboluri, pentru hello îmi apar simboluri, le are aici, pe când dacă dau nm pe bin bash, ciuciu, nu apare nimic, no symbols. Asta din cauza că este strict. El poate să ruleze, dar e mai greu să-l investighez. Când faci deploy la executabil, în general sunt strict. Vale, există 30 de bits versus 64 bits. Aia înseamnă pe ce arhitectură merg executabilele, cu o precizare că un executabil pe 30 de bits, în general, rulează pe 64, dar nu și invers. Foarte bine.
Și apropo de 32 fără 64, 64-bit, rețineți că executabilul mai codifică și arhitectura, setul de instrucțiuni pe care rulează. De exemplu, ai executabile care vor merge pe AR, ai executabile care vor merge pe x86, ai executabile care vor merge pe PowerPC. Deci executabile au și o arhitectură. Și acum, hai să dacă e cineva, dintre instructori, e cineva care îmi poate spune un tip de executabil, s-a acumat un executabil care poate merge pe mai multe arhitecturi? Unul singur merge pe mai multe arhitecturi. Cum se cheamă acel executabil? Nu erau formate din astea vechi, gen COF sau chestii de astea? Nu are suport, dar tot așa, cu arhitectură simplă. Vorbim despre COF, că și ăla e o clasificare foarte bună executabilelor. COF, A.out, sunt cele foarte bune. Hai să vă arăt pe internet. Dacă veți căuta pe internet Universal Binaries, ăsta este, bine, de ce este format pe care îl folosește nomenclatorul de Apple, se mai cheamă, unii mai spun Nokia Multi-Architecture Binary, se mai cheamă termenul de FAT Binary. Da, deci ăsta, dacă dai FAT Binary, ăsta este un executabil, deci FAT Binary, Multi-Architecture sau Universal, e un executabil care cumva cuprinde un fel de sub-executabil, un fel de wrapper de executabile și are în cadrul său suport pentru mai multe tipuri de arhitecturi. Poți să ai chestii. De exemplu, și în Linux există acest format, se cheamă FatElf, în care tu, în teorie, concatenează mai multe tipuri de binare și poți să spui după aceea că într-o singur astfel de fișier ai și ăla și ăla și patru. În continuare vezi că ăsta încă n-a fost îngat în nucleul Linux, deci el cumva este un suport, dar nu ai la nivelul sistemului de operare încă, n-ai încă suport pentru a îl folosi. Dar această noțiune de FAT binary este una în care mai multe tipuri de arhitecturi sunt concatenate într-un singur fișier și practic pe acela îl poți copia și pe un Raspberry Pi, și pe un laptop x86, și pe un, să spunem, server PowerPC, acum depinde pe ce, în ce situație ești, și va rula pe amândouă. Da, are un fel, vom vedea cu tine, o să discutăm despre, puțin despre FAT binary când despre un executabil. Ok? Și mai, acum a zis cea de COF, eu mai spun de ELF, mai există PE și mai există MAP-O. Îmi puteți spune ce sunt astea? Știu că sunt formate, diverse formate pentru executabile și diferă prin ce header au și cum sunt dispuse informațiile acolo. Deci, acum uitam și că nu știam ce are FreeBSD-ul. FreeBSD-ul are A.out. Deci formatul clasic este A.out. Inclusiv dacă vrei cu CCC, poți obține A.out. Deci, astea sunt formate de executabile. Însemnând modul în care își așează ele informațiile în cadrul acestui fișier. Aceste formate sunt apoi încărcate, folosite de sistemul de operare. De exemplu, Linux-ul are suport pentru A.out și pentru ELF, nu pentru alte executabile. Din câte ți minte, de exemplu, FreeBSD-ul are suport pentru A.out, cel nativ, are suport și pentru ELF. Dar A.out este a lui, s-ar putea să și pentru COF, nu știu pe din afară, cam în Object File Format. Deci, astea sunt moduri în care informația este structurată. Windows-ul are PE, de la Portable Executable, Apple pe macOS, iOS, toate celelalte, are format ce se cheamă MacO. Astea se reprezintă modul în care informațiile binare sunt structurate. Acest tip de fișier, gândiți-vă că, de exemplu, și un fișier PNG are o structură și apoi un interpretor de PNG, cum ar fi un viewer, cum ar fi
nu știu, Image Magic, GIMP, Adobe Photoshop, ce mai este acolo care se uită de, la imagini, le vor interpreta. În mod similar, un astfel de fișier, cum este ELF, la fel un fișier binar, are niște secțiuni și este interpretat de sistemul de operare. Ăsta îl parsează, îl sparge în bucăți și de acolo extrage date, informații, pe care apoi le pune în memorie și de acolo creează procesul. Este o zonă cumva de magie, cum funcționează loaderul plus sistemul de operare. Rețineți informațiile astea, că există aceste formate. Și încă o dată le vom clarifica pe, și în, mai ales în sesiunea viitoare despre de static analysis și în altele asemenea. Hai să facem un minut pauză să digerăm informația pe care am discutat-o acum. Și dacă aveți orice fel de întrebări, le puteți adresa fie prin voce, fie prin text. Așa, avem o întrebare de la Gabi Mocanu. Da, vom clarifica despre simbolul imediat acum. Acum să intrăm în exemplu. Înainte să intrăm, acum să intrăm într-un, cum facem un fel de anatomie a unui executabil, vedem cum arată, ce conține, simboluri, secțiuni, toate nebunile astea. Acum le vom clarifica. Dar până atunci, dacă aveți orice fel de întrebări, să le rezolvăm acum. Mai stăm jumătate de minut și apoi intrăm în partea de anatomie executabilă. Bun, hai să ne uităm la un executabil atunci. Hai să luăm executabilul nostru, anume acest hello. Da? Nu, ăsta e hello, aveam sleep. În fine, hai să luăm hello. Aici avem tot tipul de hello-uri, am și static, și dinamic, tot ce vrem. Dacă, de exemplu, dau comanda file pe hello static, îmi spune că este static, spune aici statically linked. Dacă dau comanda file pe hello dynamic, îmi spune... nu, hello simplu că este, da? E că e dynamically linked. Da? Deci astea sunt astfel de exemple de fișiere. Să gândim că amândouă sunt non-stript aici. Vezi că aici apare și că este with debug info. Hai să ne uităm puțin la el. Întotdeauna când ne uităm la un fișier, la un fișier executabil, prima chestie care interesează sunt informațiile generice ce se găsesc în header-ul său. Cel mai simpluț ca output mod, veți folosi data viitoare și putem folosi IDA și alte tool-uri, dar acum ne folosim niște tool-uri foarte simple pentru a investiga un executabil. Pe Linux, tool-ul, să spunem, cel mai simplu, evident, de folosit pe executabile pentru a le investiga, se cheamă readelf, cu care văd fișierele executabile, citesc executabile. Și cu opțiunea -H, eu pot să văd ce conține fișierul meu executabil. Ăsta este header-ul lui. Ceată header-ul are un magic number. De data chestia asta, ăsta aici este ELF. ELF. 45 hexa este E, ăsta este L, ăsta este F. Și astea sunt ELF. Așa începe un fișier. Orice fel de fișier binar are acest magic number cu care identifică tipul său. După care, mai are tot felul de informații. Îmi spune... ce tip este, static sau dinamic. Dacă, de exemplu, dau pe hello static, îmi spune că este executable, ăsta este shared object, deci dinamic. Îmi spune pe ce tip de arhitectură rulează. Vom ajunge și la entry point și mai îmi spune după aceea program header, să spune câte secțiuni are, câte intrări. Dar informațiile cele mai importante sunt faptul că este dinamic sau este static, faptul că merge pe arhitectura x86 în cazul ăsta de aici. Nu este ușor să ne dăm seama că un executabil este PI sau non-PI, dar am putea da seama din chestia asta. Vom clarifica în curând. Acest entry point address
este saltul către prima instrucțiune din executabil. Atenție, nu confundați entry point-ul cu funcția main. Pentru noi, main-ul este începutul programului, dar de fapt, înainte să ajungă în main, se face o fază preparatorie, pregătirea stivei, chestiuni de genul ăsta de bucătărie internă și abia după aceea se ajunge în main. Deci orice execută acest entry point, de la care prin cam doi pași succesivi se ajunge în funcția main. Bun, dacă să uităm puțin doar la chestia cu entry point-ul, hai să dăm comanda openjdump ca să dezasamblăm executabilul nostru, ne uităm la hello și vom vedea că entry point-ul nostru era 530 și este start. În mod implicit, underscore start pe x86 pe Linux în ELF este entry point-ul. Și ce face start? Face o fază preparatorie pentru stivă, apelează în spate libcstartMain, care apoi libcstartMain apelează main-ul. Main-ul este aici pus în acest registru, la adresa 63A. Și dacă mă uit mai jos la adresa 63A, aici este main-ul. Deci cumva este start main, libcstart main, o chestie din standard C library, și apoi main. Așa pornește un executabil în ELF. O formă similară veți găsi și pe executabile de pe alte sisteme de operare din alte arhitecturi. Dacă ne uităm și la cel static, ăsta e un cod mai amplu, entry point-ul lui era 400A30, cel de aici. 400A30, la fel este start, la fel ăsta apelează libcstartMain și adresa aceasta 404B4D este adresa unde se găsește funcția apelată de libcstartMain, care este main. Deci același flux, start, libcstart, main, main. Nu voi stai mult pentru treaba asta, că este de analiză dinamică, dar rețineți că așa arată executabilul și la urmă ajunge și în funcția main, pe care noi definim, am scris clasic în C, în C++, în D, în Fortran, în ce vrem noi, dar când se creează executabilul, se pune aceste, cumva compilatorul și linkerul pun aceste faze preparatorii și cu ele ne facem treaba. Altfel, exemplu, rețineți că inclusiv într-un executabil simplu, cum este Sleep, în care noi nu am făcut mare brânză, dacă uităm în el, sunt multe alte chestiuni, sunt acest register, TM clones, global destructors, global constructors, lib, CSU init, lib, CSU fini, sunt niște secțiuni puse pentru bucătărie internă de compilator și de linker, deși parte importantă din programul nostru este doar asta. Dar așa se întâmplă în faza de linkare și de compilare, când de la codul sursă ajungi în final la un executabil. Dacă aveți voi întrebări până aici. Carina, head-ul e autogenerat? Cumva da. Deci ce se întâmplă e că atunci compilatorul și linkerul ambele sunt creatoare de fișiere executabile. Compilatorul creează fișiere obiect, linkerul creează fișierul executabil. Dar atât fișierele obiect cât și fișierele executabile sunt în format ELF. De exemplu, am să răspund și Teo și a răspuns foarte bine. În ăsta, de exemplu, din hello.c am obținut hello.o și din hello.o am obținut hello. Dacă dau comanda file pe hello.o sau comanda file pe hello simplu, ambele îmi spun că sunt ELF pe 64 de biți. Numai că unul este fișier obiect, relocatable, îi spune aici, iar altul este fișier executabil. Îi spune shared object că este compilat cu suport de Python. El este, în esență, este un fișier executabil. Ăsta, fișierele obiect, modulele obiect, se mai cheamă fișiere relocabile. De ce treaba asta? Pentru că ele pot fi puse oricum în codul, în fișierul executabil final. Practic, linkerul este la care ți-a fișierele obiect și ți le pune cumva unul lângă altul, cap în cap, în ordinea pe care vrea el, și după aia de acolo obține executabilul final. Hello.o, executabilul, care are și el un header al lui,
este creat de, de compilator, iar executabilul, hello simplu, este creat de linter. Ăsta este un fișier relocabil, ăsta este un fișier executabil. Observați de asemenea că ăsta are un entry point, pe când ăsta altul nu are entry point. De ce nu are entry point fișierul obiect? Exact, pentru că nu poate să, nu poți să-l execut, adică n-are nicio treabă, că nu poți să-l lucrezi în execut, știi că de acolo începe el, da? Deci trebuie să fie executabil, într-adevăr. Doar dacă este executabil, poate fi rulat. Ok, doc. Deci așa arată cumva acest header, încă o dată, header este generat de compilator sau de, linker pe baza informațiilor. Ce face compilatorul sau linkerul? Se apucă, ia programele, generează datele și codul și apoi le sunt diverse bucăți care sunt puse una lângă alta, li se pune un header și voilà, iată executabilul. Linkerul face la fel. Ia din modul obiect diverse bucăți, le pune cap în cap, obține diferite secțiuni și merge mai departe. Dacă veți da comanda readelf-s pe hello sau readelf-s pe hello.o, veți vedea aici, acestea sunt secțiuni ale executabilului sau ale modului obiect. Fiecare secțiune, 34 section headers, exact cum spuneau și aici, da? 34 de secțiuni, respectiv 21 de secțiuni. De ce spune section headers? Pentru că fiecare secțiune are și ea un header al ei, care definește secțiunea. Altfel, fiecare secțiune conține niște informații, ori de bucătărie internă, ori informații esențiale pentru a rula programul. Cea mai importantă secțiune este probabil secțiunea text, care conține codul ce se execută. Alte secțiuni importante sunt secțiunea raw data sau data sau BSS, care conțin datele. Raw data este read-only, data este read-write, da, aici, data și BSS. BSS, data este read-write, variabile globale, BSS sunt variabile globale neinițializate. Și apoi o grămadă de alte informații. Sintab, tabela de simboluri, strtab, tabela de stringuri, share string tab de string care se parteze cu alte componente. Cam astea sunt elementele, secțiune ce compun în mod tipic un fișier obiect sau executabil. Și este o chestie. Dacă dăm comanda gcc-c-o hello.o hello.c, doar atât. Îmi puteți spune, vă rog, dacă o să dau comanda readelf-s pe hello.o, eu l-am generat, va avea mai multe sau mai puține de 21 de secțiuni câte are ăsta? Ce presupuneți? Deci avem hello.o din dinainte, am dat comanda asta ca să îl regenerez și întreb, voi da comanda asta, o să fie mai multe sau mai puține secțiuni? Ce ziceți? Mai puține. De ce? Întotdeauna răspunsul e că te ia cu panele de ce doar așa. De ce spune că e mai puțin? Ce nu o să fie prezent? Care în secțiune de mai sus va lipsi și din ce cauză? Spuneți pe scurt, noi vedem un răspuns foarte amplu, că ne prindem. Nu, n-are legătură cu alea, că alea, deci o să vă surprinde și astea. Hai să uităm. Are 20 secțiuni, nu 21. Ce lipsește? Hai să ne uităm.
Deci aici ăsta are text, data și mai departe, strâta toate nebunile astea, pe când ăsta la altul ce are? Debug line, rela debug, debug ranges, debug brev, rela debug info, debug info. Ăsta are informații de debugging. Cum s-a făcut chestia asta? Când s-a compilat, a fost opțiunea GCC-G mic. Dacă dau și chestia asta acum așa, ia uite-le, le-a regenerat. Deci observați cum din 21 am rămas doar cu 13, pentru că 8 erau secțiuni de debug. Când se pune opțiunea minus G, se pune aceste informații de debug care sunt utile pentru mine să analizez cum merge executabilul sau modulul obiect când rulează. Sunt informații de debugging cu afișare suplimentară. Da? Și acum, deci ăsta este un executabil doar cu 20 secțiuni, al spus cel debug, și dacă dau strip peste el, rămâne acum doar cu 9. Deci din cele 13, 4 dispar, anume simtab și strtab, ăsta a fost tabela de simboluri, și de ce dispar alte nu mai știu, cred că sunt și alte secțiuni care vor dispărea pentru că sunt corelate cu... Mai este cred, comentul, mai este care dispare? Nu. Ce a mai dispărut? Relatextul. A, și node gnus. Nu. A, și... A, relai hframe. Da, niște chestii de relocare. Nu intrăm în relocare că o să murim cu zile, dar să-ți cum, astea sunt secțiuni care nu sunt obligatorii într-un executabil sau într-un modul obiect sunt necesare. Pot să stau și fără ele, dar pentru diverse situații de investigație sau de debugging, le vom pune acolo. Un executabil compilat în modul, să spunem, development, va fi doldorat de opțiuni de debugging. Unul făcut pentru a fi lansat, mic, fiabil, rapid, va fi fără simbol debug, va fi fără tabelă de simboluri, va fi stripuit și va fi și compilat cu optimizare. Deci există două moduri de a compila. Unul care să fie ușor de panat și unul care să fie rapid, mic, fiab și cu consum mic de memorie. Bun. Mai fac o observație. Această comandă readelf.ts, eu pot să văd secțiunile. Secțiunile, dacă nu la ele, au tot felul de informații. Hai să ne uităm mai mult pe un executabil. Ne apar acolo, pe fiecare secțiune, ne apar dimensiunea ei, asta este size-ul, ne apare care este de start, ce lungime are și ne apar flagurile. Astea sunt mai importante flagurile. A, AX, ce mai are? W parcă mai are? Da, W și mai sunt pe aici precizate. W este chestiune care poate fi scrisă, de exemplu, data poate fi scrisă. A e bine alocabil, asta ține de sistem. X este executabilă. Toate zonele sunt implicit citibile, că n-are niciun fel de sens. Nu există memorie care să nu fie readelf.ts. Deci citirea este implicită. Ăsta spune dacă ai pentru ele permisiuni de scriere sau de execuție. Și dacă vă uitați, sunt doar două secțiuni care au permisiuni de execuție. Asta mai multe, uite-mă. Eu știam de text și de PLT, dar mai sunt și altele. Deci, în general, textul este secțiunea care conține codul executabil. AX înseamnă că este citibilă și executabil. Așa, și mai am ultimă chestie, după aia facem ne așezăm un pic. Atunci când vreau să văd cum merge tot procesul, rețineți că eu am codul sursă, e un astfel de fișier. Acest cod sursă este apoi compilat, cum am văzut mai devreme. Deci asta e o comandă în care compilez codul sursă. Aia înseamnă compilarea sa. Output-ul compilării este fișierul obiect. Fișierul ăsta obiect, dacă dau un nm pe el, aceste U sunt simboluri nerezolvate. Un simbol este o funcție, o variabilă, un mod de a identifica o zonă, o funcție, un obiect în cadrul unui fișier binar, obiect sau executabil. Astea două sunt nedefinite.
când vor fi aceste două definite la linkare. De exemplu, hai să facem două fișiere, să spunem one.c și two.c și main.c, scuze, tâmpii ce fac aici, dar o să le facem așa. Ăsta o să fac o funcție care se cheamă one, care face return 1. E extrem de interesantă funcția asta, este geniu pus ce face funcția asta. Ăsta este tu, care face, hai să doar să ascultă și el altceva, să facă 2. Și aici este funcția main, care apelează 1 și apelează 2 și întoarce 0. Bun, am aceste trei funcții. Dacă dau comanda ccc minus c minus o 1.o 1.c, îmi obțin, era void, scuze, ca să le pune să nu fie void, să fie int. Int, perfect. Opa. Hai să le facem și cu, să fim cu minus wall. Asta nu vreau să fac un brațo cu test pentru voi. Așa, cu ăsta generăm fișierul obiect 1, cu ăsta generăm fișierul obiect 2 și cu ăsta generăm fișierul obiect main. Deci am acum trei fișiere obiect. Da? Și dacă dau main.o, 1.o și 2.o, astea sunt simbolurile pe care le-au definite sau folosite fiecare dintre cele, fiecare obiect. One definește one și nu folosește nimic. Tu definește tu și le exportă cumva, nu folosește nimic. Main definește main și are nevoie de treaba asta și folosește one și tu. Ce face linkerul? Când dau comanda asta, linkerul vine, ia modulul obiect și dacă, de exemplu, ceva îi lipsește, cum aici lipsește, spune că e o referință nedefinită la tu și nu o poate, nu poate să folosească tu, nu știe unde este tu. Dacă însă o să pun și tu, totul va merge și acum main e o aplicație ce va rula. În spate apelează funcția one și tu. Ăsta este modul care funcționează linkerul. Se uită, bă, am acest simbol și dacă îl are, bine. Dacă nu îl are, se plânge. Dacă acum voi da comanda nu pe main, voi vedea că în continuare există unele simboluri care sunt undefined. Asta din cauză că ăsta e un executabil dinamic. Linkat dinamic, spune și aici pe el, dynamically linked. Și aceste simboluri vor fi rezolvate, se cheamă, symbol resolution, la load time, adică atunci când acest executabil va fi încărcat în memorie și va fi transformat într-un proces. Hai să stăm un pic aici, să vedem dacă lucrurile sunt clare cu ce am făcut aici. Că după aceea am două întrebări pentru voi. O să dau un pic mai sus, să vedem ce am făcut până aici. Gata. Uitați-vă și dacă aveți întrebări. Ce conține de debug? În general, nu știu detalii, există un format, se cheamă DOT, se scriu și aici, care vine doar, deci ea când a făcut ELF-ul, aici s-a făcut că se vine tot așa cu ELF, se cheamă DOT. Nu știu precis ce conține, cred că conțin numele simbolurilor, poți să faci după aia dump la codul sursă, detaliat chiar nu știu ce conțin, dar te pot ajuta să vezi, să ai nume de variabile și să poți să vezi când anume ai ajuns într-o secțiune, la o adresă din codul tău binar, din codul limbaj de asamblare, care este linia din codul sursă corespunzător. Ăsta este un feature.
ce conțin pe detaliat nu știu. Dacă vei căuta elf, debug, symbols, dwarf, vei găsi acolo în care sunt secțiunile respective. Nu știu ce conțin detaliat. Cum faci visual mode în terminal? Ce înseamnă cum faci visual mode? Adică treaba asta selectez cu mouse-ul, dacă la asta te referi. Ce asta o selectez cu mouse-ul, la asta te referi? Cred că e de la Tmux, ce zice el. Adică cum mă mișc cu cursorul? Da, da. E la Tmux. Da, da, cu Tmux. Deci ăsta e din Tmux. Da, cu Tmux fac asta. Deci cu Tmux poți să fac așa ceva. Și aici, te fac și așa ceva, vezi? Ăsta e din Tmux. De-aia apare și acolo, în colțul din dreapta, mi-apare 0.7. Deci o chestie de... scrolez, copiez, să mă uit prin el. O secțiune conține multe de simboluri. Asta e o întrebare dificilă. Hai să vă arăt următoarea chestie. Deci, întrebarea cu Claudiana a fost dacă o secțiune conține multe simboluri. Și întrebarea este una destul de bună. Hai să vă arăt cum arată chestia asta. Să vedem dacă îmi și iese. Avem simbolul în main, aici avem... Hai să dăm puțin, fiind. O să intru în GDB și aici o să intru în funcția aceasta main. O să o pornesc, o să fiu un start. Și dacă acum dau comanda pdis, nu, disass, pardon, aici asta este în... Și o să zic că aici asta spune că sare la adresă, deci totul aici este binar. Nu este niciun fel de simbol. Eu aici sunt în zona text a procesului meu, executabilul meu. Dacă dau comanda info proc mappings, asta este cumva maparea în memorie a tot felul zonelor. Ce este esențial este chestia asta. Diferitele zone din executabil se găsesc acum în memorie aici. Ăsta este codul sursă. Ăsta cred că este raw data și cred că ăsta este data sau ceva în genul ăsta. Deci astea sunt cumva elementele din procesul meu. Dar secțiune cumva sunt nu sunt legate de doar zone din executabil. Adresa asta de aici, 55, cât îi spune el, îmi spune, băi, este undeva, este acest one. Care e faza cu acest one? Și dacă vom da, de exemplu, cum arată find-ul, help find, o să fac următoarea chestie, că nu mai știu pe din afară, că mai era mai ușor search, parcă era, search mem, caut pe one. Azi tu. Din păcate, nu găsește tu. Dar o să fie greu să fac asta pe... O să fie greu să fac asta pe execut, pe proces. Hai să facem așa. Dacă dau comanda readelf să văd secțiunile pe main, aici apare textul, ăsta este codul meu, și aici undeva apar symbol table. Da? Deci la offsetul 1040 este symbol table. Hai să facem chestia. Dacă dau xxd minus offsetul este 0x1040, vreau să intru la symbol table. Să dau de aici, să dau ce-mi dau dump la 64 de intrări din hello. Bun. Nu este offset, este altceva imediat. Nu este să vreau să fac un skip peste niște octeți. Să mai seek when used. Minus S, scuzați-mă, deci este minus S. Ok. Da. Așa. Dacă uite aici, de exemplu, main menu, nu hello. Main. Pe main mă uitasem eu, că mai țin după principal, nu uita când am dat comandă. Da. readelf s main. Și dacă mă uit în sim tab, este la offsetul 1040.
1040. Ok. Asta aici este cumva tabela de simboluri. Și nu pare să zicem, bă, ce e aici, că nu pare nimic relevant. Tabela de simboluri ce conține? Conține o asociere în care spune, băi, la adresa aia este ceva. Dar informațiile efective se găsesc în acest ctr tab la 1658. Astea sunt efectiv simbolurile. Crt staff, deregister, do global distractors, frame dummy, frame nu știu cum. Dacă dau mai multe, îmi apar toate simbolurile. Global table, lip CSU, hai să-l dăm pe toate, 1024. Data, comment, toate informațiile astea sunt aici. Când dau comanda NM pe executabil, astea sunt ce extrage el din zona asta. Asta este, uitați, one-ul, ăsta aici, one, main, ai vreau să le găsesc. One, main, trebuie să fie undeva și tu, e pus pe undeva. Astea sunt simbolurile. Ce se întâmplă e că, de fapt, din zonele noastre, unde, de exemplu, textul, unde e codul meu, se fac referințe către simbolurile astea. Astfel că întrebarea pe care a pus-o Claudian e o întrebare cumva improprie. O secțiune nu conține simboluri. O secțiune conține date sau cod sau metadate. Simbolurile efective, dacă se vedea cu numele lor, sunt într-o singură secțiune. Se cheamă strtab. Dar alea sunt cumva simboluri. Un simbol, de fapt, este o adresă. Ce se întâmplă când dai comanda strip? Dispar simbolurile. Nu dispare conținutul. Datele, respectiv codul, rămân acolo. Dar numai acele nume de simboluri, știi? Deci, de asta e cumva în proprie spusă întrebarea. Un simbol văzut ca o adresă poate să se trecă cu multe simboluri, funcții sau variabile. Un simbol văzut ca un fel de șir, adică un nume de obiect, ăla este doar în secțiunea anumită strtab. În toată asta cu secțiunea un pic, într-adevăr, mai dificilă, mai, cum să zic eu, mai așa, mai obscură, o vom clarifica și în secțiunea următoare. Acum, când facem un intro în executabile, vom reitera subiectul ăsta. Dacă mai aveți voi orice întrebări, azi mai facem o chestie de vreo 10-15 minute și după aceea să ne apucăm de treabă. Atunci am eu o întrebare. În fișierul main.c eu am apelat funcțiile one și two fără să le declar, fără să nicio referință la el. Și cu toate astea am mers. Am dat comanda de link, de compilare a main-ului. A fost asta. Apoi am căpat de linkare. Scuze, unde a fost aia? A mers. Aici încet, într-adevăr, ceva. Dar de ce merge? Care este faza? Ce pune mesajul ăsta? Cred că mesajul spune în esență că dacă nu ne referim la, știu și eu, one și two dintr-un header, atunci linkerul o să caute în fișierele .o care îi se dau simbolurile astea și o să mapeze funcțiile astea la ele, orice exact. Ar fi simbolurile alea. Exact, exact. Și atunci am pentru voi următorul challenge. Facem aceste fișiere, le facem C++.
și le vom face aceeași chestie cu G++ plus minus C minus O 1.O 1.cpp G++ 2.O 2.cpp G++ main.O main.cpp. De ce aici îmi dă eroare? Pe când la C nu dă eroare. Gabi Mucanu, întrebare sau răspuns? Hai să vedem. Sau presupunere. Anything goes. Deci aici acum discutăm, veniți cu sugestii, cu întrebări și diferă structura. Bă, nu diferă. Adică dacă dau comanda readelf-h pe 2.o, nu diferă mare brânză, sau pe 1.o, sau readelf-s, nu. Diferențele nu sunt deloc mari, sunt cam aceleași secțiuni. Are treabă cu faptul că C++ folosește namespace-uri și face o chestie dubioasă cu name mangling la funcții și dacă nu le găsești namespace-ul ăla, nu o să știe să pună acolo altceva? Parțial, ce are sens, nu are legătură cu namespace, că nu folosești namespace, dar legătură cu name mangling-ul. Hai să ne amintim, și dacă ai idee, hai să vedem acum cum arată simbolurile pentru 1.0 și 2.0. Și ca să ne reamintim, hai să vedem cum arăta pentru, o să fac doar pentru 1.0 din codul sursă C. Ce observați? Atunci când am cod C++, se numește cumva altfel simbolul. Underscore Z3 ceva 1V. Ce înseamnă chestiile alea? E o codificare a signaturii funcției. Spune că este că acel 1V spune că funcția primește ca argument void. Aia înseamnă 1V. 2V înseamnă că este tu și primește void. Iar în descurs de te cred că întoarce. Ce se întâmplă în C++? Avem chestii de, nu știu cred că se cheamă, nu știu din afară, polymorphism, name mangling, overloading, nu știu chestii de OP prea bine, în care același nume de simbol poate fi folosit pentru diferite implementări și poți să ai funcția metoda 1 cu un argument, metoda 1 cu două argumente. Și atunci asignatura funcției depinde de argumentele sale. Și trebuie să știi precis cum arată semnătura. Dacă nu apare aia, nu poți să faci. Atunci, în main C++, dacă vreau să funcționeze, trebuie musai să pun declarația funcțiilor pe care le folosesc. Și în momentul ăsta, dacă dau comanda asta, va merge. Și acum, o chestie doar de, e așa de, eu fac o mică greșeală, dacă dau comanda asta, va merge? Nu, pentru că unele au simboluri cu convenții de C++, altele cu C. Și nu exact, a rămas one-ul ăla cu convenții de C, de aici. Dacă însă o să compilez cu G++ și are convenția lui care trebuie, acum o să fie bine. Da? Și dacă dau unul pe main, apare Z true 1V, Z true 2V, totul este în regulă. Dar în continuare, dacă dau objdump pe acest fișier executabil, are trei chestii diferite, dar aceeași chestie. Startul, care este entry point-ul, 4F0, main-ul, libc start main. Și main-ul este undeva unde ești apelat aici, iar din main se apelează funcția 1 și funcția 2, acum au fost linkate și au fost puse în același executabil. Și o ultimă întrebare, că oricum după aia întreabă și doar. Care sunt momentele în care sunt rezolvate simboluri, în care se face symbol resolution? Adică ceva care este extern componentei mele,
nu e prezent în ea, orică este ea obiect, că este executabil, este rezolvat. Răspund după aia, Dragoș, imediat. Îi refer la întâi întrebarea mea. Care sunt momentele în care se face rezolvat? Depinde, ok, care sunt alea. La linkare odată, foarte bine, ce se rezolvă la linkare? Care sunt? Un la rulare și aia e cuvântul, nu-mi place cuvântul rulare, că e decât rulare. La load time, foarte bine, sunt doi timpi. Deci avem compile time, link time, load time și run time. Load time e când dau punct slash, când se încarcă executabil în memorie, se creează procesul, iar la runtime e când procesul deja rulează și face acolo acțiuni. În esență sunt, rezolvarea se face și la link time, și la load time, și la runtime, dar nu intrăm acum în chestia cu runtime, că e o chestie complet diferită, dar la link time, ce se rezolvă? Ce rezolvăm la link time? Care simboluri sunt rezolvate din undefined devin defined la link time? Răspunsul depinde într-adevăr și după aceea dați ce vine după depinde. Foarte bine, Teo. Deci, la link time, dar nu data, se rezolvă cele din modulele obiect date ca input linkerului plus bibliotecile statice. Iar la load time se rezolvă simbolurile din bibliotecile dinamice. Da? Un executabil, un fișier executabil static are doar simboluri statice. De exemplu, dacă dau comanda nm pe hello underscore static, sau era hello minus static, e underscore, ăsta are, dacă dau grep după U mare, nu are niciun simbol nerezolvat. Da? Dacă îmi dau grep nm hello, îmi apar aceste simboluri nerezolvate. Da? Deci, astea sunt simboluri nerezolvate, ce vor fi rezolvate doar la load time. Și acum următoarea întrebare. Dacă dau comanda strip hello static, nu mai am absolut nimica peste hello static, mă. Nu mai am nici fel de simbol. Dacă dau comanda strip happy hello, la fel, nu mai am niciun fel de simbol. Și atunci întrebarea este, păi stai mă, Răzvan, nu mai am niciun fel de simbol, dacă nu mai am niciun fel de referință, cum o se prindă loader-ul ce simbol să rezolve? Nu are nevoie de un nume pentru gen, băi, trebuie să rezolvi put, să trebuie să rezolvi ceva? De unde se prinde loader-ul când dau comanda hello, că trebuie să rezolve puțâul, de vreme ce eu am șters toate referințele la puțâ când am folosit strip. A, foarte bine, Laurențiu. Ok. Nu, adică cream că păcălesc pe cineva, dar până am păcălit. Ce se întâmplă este că ele sunt cumva acolo. Dacă dau comanda strip pe hello, în continuare, puțâul este aici. Numai că este vizibil doar dacă dau nm minus d, care înseamnă să-mi afișez simbolurile dinamice. Orice executabil, chiar dacă este strict, dacă este dinamic, are simboluri dinamice ce vor fi rezolvate doar la load time. Inclusiv bin bash-ul, dacă vreți voi, are așa ceva. Deși, de exemplu, aici nu are nimic. Deci, ele sunt evident, dacă dau pe hello static,
N-are de unde, că este, ăsta este static. N-are nici fel de static. Ălea dinamice se rezolvă la load time. Ălea, pardon, se rezolvă la load time. Cam asta e pe scurt. Ălea din cunegul s-au rezolvat la lead time. Dar nu intrăm în PLT și GOT despre PLT și o simt sesiune viitoare, nu facem asta. Ălea sunt o nebunie completă. Mai am să vă arăt eu ceva și după aia PLT și GOT rămân în sesiunile de analiză dinamică. Schema cu PLT și GOT intră la runtime în mod normal, da, în zilele noastre mai că există ce se cheamă cum îi spune îi scapă numele. Cred că se spune cum se cheamă. Full rel row care cumva duce asta să mai fie bani. Deci, cumva, în mod normal, PLT-ul și GOT-ul se rezolvau la runtime, dar acum se rezolvă la load time. În continuare, însă, la runtime rămân ce se cheamă bibliotecile dinamice de genul plugin. Există ideea de runtime dynamic linking. După cum există și ideea de load time dynamic linking. Ăla vorbim noi acum. Deci aia cu rezolvarea dinamică, de fapt, la runtime dynamic linking ne referim la chestiuni precum folosirea DL open, DL close, DL sim. Astea sunt pe Linux, iar pe Windows este apelul load library, unload library. Folosite pentru plugin-uri. În chestiune de genul ăsta o să fie prezentate best clarificate mai multe chestii de genul ăsta. Nu suntem acum prea mult detalii despre astea, că sunt o altă poveste. Și oricum, știu că informațiile de azi sunt multicele, știu că sunt așa unele chestii par un pic neclare, încă o dată vă reamintesc, le vom reitera pe parcursul sesiunii. La baza asta ne folosim foarte multe executabile și asta facem binary exploiting, deci trebuie să știm lucrurile astea. Mai am sfat o chestie, după aceea ne oprim. Voiam sfat pentru partea de aici, cum arată o bibliotecă dinamică sau una statică. Hai să vedem o bibliotecă statică. Cum facem una statică? Facem așa. Facem arrc lib, cum să-i spunem, libnumber.a și o facem din 1. Nu vreau să fac cu GCC, cu C++. Asta. Opa. Așa. Și acum să facem biblioteca. Hai să compilez, de fapt, și să compilez și main-ul. Main.com, main.c. Și acum, arrc libnumber.a din 1.o și 2.o. Asta este o bibliotecă. Deci libnumber.a, să fac și o chestie mai simplă ca să ne chinim cu ele. Da. Ok. Așa, asta este libnumber. Și dacă asta este biblioteca dinamică, dacă dau file pe îmi spune că e o arhivă. Dacă dau arrt ca să văd ce conține, îmi spune că conține cele două obiecte, 1.o și 2.o. Și dacă, de exemplu, acum dacă dau comanda gcc-o main și fac main.o 2.o 1.o, este executabilul main care merge. Dacă, în mod similar, dau comanda gcc-o din main.o și dacă dau minus l mare punct, îi spun, vreau să intru de directorul curent, vreau să mă lincheze cu l number, la fel, hai să dăm main, hai să spunem main static lib. Da? Acum am două executabile, main și main static lib, care sunt echivalente. Dacă dau nm pe ele și main static lib, au aceleași simboluri. Da? 1, 2, 1, 2. Nu e nimic diferit între ele. Deci,
faptul că eu linkez așa, sau linkez, scuze, sau linkez așa, e același lucru. Deci asta, uitați că dau comanda corectă. Asta sau asta sunt același lucru. Da? Care e avantajul folosirii formei ăsteia? De ce aș prefera să folosesc biblioteci? Care e avantajul folosirii? Chestii de organizare, poate? Adică știi că într-o bibliotecă ai doar funcții care se ocupă de un anumit modul? Să spunem că da, dar este ceva. Știi, cam aia e chestie. E mai o chestie doar de deployment. Înseamnă că dacă ai nevoie de ceva, e într-o bibliotecă. Nu să iei și fișierul A, și fișierul B, și fișierul C. Le ai pe toate într-o singură bibliotecă. Sunt acolo. Deci le poți folosi foarte ușor. În biblioteca, ai acel fișier, după aia spune, bă, băiatule, asta e game over, îți faci treaba cu ea. Da? Deci asta e totul cu biblioteca noastră. Aici ar trebui să iei tabele fișiere, dar când se chestie foarte simplă, le bași. După aia doar copiezi colecția în toate fișierele. Evident că ăsta acum când se linkează, el nu ia, dacă de exemplu biblioteca asta ar conține 50.000 de fișiere, el n-ar lua biblioteca aia toate fișierele. Ar lua doar ce are nevoie. Deci atenție mare, nu mergi pe ideea și la linkare statică, că atunci tu când te linkezi cu o bibliotecă, te linkezi cu tot ce are ea. Nu, te linkezi doar cu ce module obiect sunt necesare din cadrul ei, nu cu altceva. Bun. Și acum să zici biblioteca dinamică. Asta e un pic mai complicat de făcut. Nu se face așa, nu este o arhivă simplă. Asta este, este și la... Se face așa. gcc-shared-o lib, hai să spunem, numberdynamic.so și o facem din 1.o și 2.o. Da? Asta este un fișier L. Deci asta este o componentă existentă. Îmi apar simbolul 2 și simbolul 1. Ea nu poate fi rulată pentru că nu este executabilă. Ea nu are, dacă dau comanda readelf, opa, minus h pe ea, ea este un elf, despre care e și un fel de entry point. Dacă însă mă duc în cadrul ei, entry point-ul ei este la adresa 4C0 este ăsta, nu are nicio legătură cu startul, cu main, ea n-are start, n-are main, are doar astea one și two. Deci este ca un executabil, pentru că de ce bibliotecile dinamice trebuie să aibă format de executabil? O să spun pe eu care ești până acolo. De ce bibliotecile dinamice au format de executabil, pe când le astea ce au doar arhivă, doar o colecție simplă? De ce e nevoie de format ELF pentru astea? Ia să vedem ce părere are. De ce este nevoie să fie în format ELF? Da, trebuie încărcat în memorie. Ele cumva se exprime la load, iar loader-ul trebuie să uite la ele. Sunt, la ce adrese și cum nu se locate în executabil. Atenție mare, nu se locate în executabil. Aceste biblioteci dinamice sunt duse în memorie doar la load time. Da? Și atunci trebuie să știe loader-ul care le încarcă ce secțiuni au, ce permisiuni au, unde sunt, unde trebuie să le încarce pe fiecare. Are nevoie de informații mai largi despre ele. Loader-ul folosește doar ELF-ul. Ori ELF executabil, ori ELF biblioteca dinamică, de acolo își face chestiile. Linkerul poate lucra foarte bine și cu colecții, acele biblioteci statice, din ele doar, ia doar fișierele obiect și asta este tot, nu se uită la altceva. Dar una dinamică, indicată de loader, care are nevoie de toate informațiile pe care ELF-ul le conține. Și acum, cum ne linkăm la biblioteca asta? Dau comanda gcc, minus o main, din main.o, și spun, din directorul curent,
linkează-te la biblioteca number din. Da? Și acum, dacă dau comanda nu pe main, o să observ că one și two sunt simboluri nedefinite. Da? Deci one și two sunt nedefinite, sunt simboluri ce vor fi disponibile doar la load time. Când eram pe main-ul linkat static, ăsta era definit, erau frumos acolo. În momentul ăsta, când le-am dinamic, scuze, nu mai sunt definite simbolurile. Vor fi rezolvate symbol resolution doar la load time. Și acum următoarea întrebare. Ce se va întâmpla când dau comanda asta? O să spună că nu știe de unde o ia. De ce? Pentru că n-am updatat LED library path. Care ce este? Cine nu știe de unde s-o ia? Ce loader-ul. Foarte bine. Deci loader-ul nu știe de unde să o ia. Loader-ul, când face symbol resolution, trebuie să știe unde se uită de biblioteci. Cum de-a știut linker-ul unde se uită de ea? La comanda asta. I-am zis cu minus l punct ăla. I-am zis cu minus l punct, foarte bine. Însă loader-ul, n-am opțiuni pentru loader și dacă dau spune că, bă, nu găsi biblioteca respectivă. Dacă dau LD pe executabil, care înseamnă list dynamic dependent, spune, băi, există asta undeva, dar eu să mor dacă știu unde este. Dacă însă dau LD library path, care înseamnă loader library path, îmi spun unde se uită de biblioteci și spun ăsteia, că se uite și în punct, mi-o găsește. Da? Și acum că dau LD library path egal cu punct, library de mediu, slash main, acum funcționează. Acum la load time se vor rezolva simbolurile și toată chestia asta va funcționa. Dacă aveți întrebări, altfel trebuie să clarific doar întrebări. Nu? Atunci, hai să te-o am întrebat într-o chestie. Nu ar fi trebuit să compilezi 1.o și 2.o cu minus fp ca să fie dependent code, ba mai mult, inclusiv când am făcut biblioteca partajată, să o fi creat-o cu... Unde am creat-o pe asta? Aici. Și asta cu minus fp? Răspunsul este ba da. Așa ar fi trebuit. De ce însă a mers? Nu? Nu e răspunsul apelat Alex pe chat? De ce s-a întâmplat așa? Pentru că în versiunea de GCC de la 5 sau de la 6 încolo, minus fpic este opțiunea implicită. Deci la versiunile curente nu mai e nevoie de chestia asta. Evident, nu e chestie bună că am făcut așa, pentru că poate rulează cineva pe versiunea mai bine de compilator sau pe altceva. Dar m-am bazat pe faptul că în versiunile curente, compilatorul GCC-ul merge cu minus. Dar atenție mare, ca să fiți on the safe side, vreți să fie ceva pic, vreți să nu fie pic, compilați cu minus fpic sau minus no fpic sau cu pi sau cu minus no pi linkarea, ca să mai au cum trebuie. Nu vă puteți baza pe ce opțiune, poate exemplu, și cum să spun, asta este pe Ubuntu, poate GCC-ul instalat pe Habana, pe CentOS, Slackware sau pe altceva, are alte opțiuni. Deci atenție mare la chestiile astea. Aici m-am bazat că știam ce environment am, dar nu este cert că pe o anumită versiune compilator sau o anumită platformă
alea vor fi opțiune default. Cred că undeva, dacă dai o comandă de cc-v, îți apar și opțiune default și stați un pic, cred că putem să găsim și că este compilat cu suport de pic. Sau poate nu e, nu știu. Cred că s-a găsit pe undeva, dar... E ceva da. Enable default py. E py, da. Default, enable default py. Da. Eu sunt pe sistemul meu. Dar încă o dată, pe Android se poate să fie altceva. Deci m-am bazat pe treaba aia. Vreți să dau acum un challenge pe tema asta, cred că o să-l găsiți în sesiune. E un challenge pe chestia asta. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci o să facem în felul următor. Prezentarea asta a fost partea, zicem, de discuții, demo-uri. În continuare o să facem echipele, după aceea că o să mai preia Liza din inițiativă aici să o pistoneze la cap. Ce aș vrea să facem este, facem echipe de 3 persoane și apoi veți recomanda, parcurgeți un pic sesiunea și după ce o parcurgeți, intrați să rezolvați challenge-urile. Pentru că a durat destul de mult partea asta, recomandarea mea și insist la treaba asta, luați 10 minute pauză, beți apă, relaxați, uitați-vă pe ce, whatever, și cumva la 8-10-40 intrați și vă apucați de parcursul și de challenge-uri. Până atunci facem echipa și apoi în echipă rezolvați challenge-urile. Iar la fiecare, cumva, la fiecare jumătate de oră, o oră, o să facem un set de demo-uri în care vedem cât de mult ați luat niște challenge-uri, luați-le și voi în ordine, și apoi o echipă care l-a rezolvat va prezenta modul său în care ați luat challenge-urile. Ceva micuț, 2-3 minute, va demonstra în fața celorlalți cum a făcut chestia. O chestie aici de comunitate, discutăm unii cu alții, orice fel de întrebări avem a unii la alții, le punem atunci. Nu e ideea care vine de aici pe soluțiile pe lume. Vedem ce soluție are fiecare, vedem ce idee aveți, întrebați, discutăm. Trebuie să fie atmosferă de comunitate și de colaborare. Nu intrăm în chestia în care noi spunem și voi faceți. Da? Deci facem acum echipele. Hai să le facem, să le facem Team 01. Cristi, dacă poți faci tu la fel ca dată trecută să faci tu pentru echipe.